Shit. Când vorba aia, ce fac cu Lego? Și aici. Ai avut ceva papelor? Am avut, cumva. Era accident, m-am dus Borisul ăla, prin parcă Și apoi? Am fost la spital. Ah, ok. Am înseamnă că... Nu și-a pus centura pe el, da? Nu cred, era și pe contrasens, mașina era încă pe stil. Da, dacă ar s-o lua permis acum și îl pierdem, pieri. Avea mare Nissan GT-R de la 1.300.000 sau cât. Da, am înțeles, înseamnă că o lucra destul de mult. Am înțeles că avem colegi noi, nu? Mulți, cred. Mulți. Stai că ziceți. Hai că-s curios. O să mă duc până la WC. Nu mă scuzați, da? Bro, 7. Că-s mai mulți, dacă se poate. Că pe aici la asistență să avem... Ai văzut că eram da. Asistenți, erau foarte mulți. Eram foarte mulți, ne băteam pe locuri și acum... Da, mă, dar a văzut că unul muncea mai mult decât altul, știi? Poate? Unul muncea mai mult decât altul. Neață, colegul. A, văzut, colegul ăsta nu vrea să ne bagi în seama. A, da, da, da. Colegul, vezi că mai mare masca decât nasul. E mai mică, adică. Se mai întâmplă de la ora spirituală înainte. Ce? Mi-a făcut o operație. Mi-a făcut o operație. Mi se dau pe la mine. Mi-a avut o supra mare, este și penetra masa. Eu să cădă, da, e mai nou. S-a rezolvat cu ăla necuratul de ieri. Cred că da. Mamă, ce nebunea l-a fost aici. Băi, l-am văzut bratul ăla acolo în față, zic, ce dracu m-a venit Crăciun? Așa, când vin paștile, vine și Crăciun. Ai trebuie o zăpadă acum. Da, da, da. Nu, nu dai idei, te rog eu. Poate? Să nu dai idei. E, nu. Că avem. Avem. Bă, m-am dus ieri acolo la... Am avut un apel la mină. Știi, asta de lângă Sandy. Și am cerut și eu un ajutor pentru un smur, na, mă rog, pentru Montana, normal că nu știam că, da, e off-road. Pot să mă duc și cu ea off-road. A fost să mergi cu ambulanță pe acolo? Mi s-a zis da. Cred că o să fie reduce la de Paște, nu știu, vedem. Bă, cu dubele sobol și cu ce dragă de... Băi, până la urmă aia e dubă, știi? Și asta, pe doamna aia, că e în dotare, da. Da, mă, da, vezi tu. Na, și am cerut un montan ieri, zice colegul, nu, după vreo 5 minute, că pe colegul vezi că cu asta poți să te duci. A zic, tu vorbești serios? Da. Zic, mine, atunci, mergem, na, ce să zic. Mă zic, că de ceva tu răspunzi. Normal, ala se cheamă, înseamnă că atunci putem merge și noi la pește. La pește, da, prima rău zis că am văzut cu ambulanța. Ok. Înseamnă că e bine. Când se fac apeluri la pește, ne ducem și acolo. Nu mai trebuie Montana. Montana numai pe munți, așa, pe... Da, da, da. Până la urmă, nu știu dacă o să dau testul pentru Montana, că nu vorba aia, pot să facem cu ambulanța ce face ăla cu Montana, nici mă. Glumesc, nu. Adică, spre exemplu, uite, la Fuente Blanca, știi, mergi pe drumul ăla, să zici că e pe câmp, n-ai cum să te duci cu ambulanța sau cu... sau cu targa, știi, trebuie să fii Montana. Păi nu, vezi, tu te mai împiedici, te mai... Doamne iartă. Se mai blochează targa, Mai la coturi, scuros, cum o să fie. Iar să fie nebunială. Poate? Zic la coduri. Ba, apropo, mă, seara, zic, fii atent, mă duc acolo în dacă știi cumva, mai de mult ulița de sus. Mă duc acolo. Zic, bine, mă duc și eu până acolo, nu fac un cod, nu fac nimic. Un mic accident, parcă, nu, jefuire, nicăte s-a înțeles. Stau 2 minute, nu crezi că se trage după noi? Mamă, zic, da. Că am dat acolo direct pe asta, zic, cod 0, asta 10-0, zic, e clar. Știi că ți-au părut acolo câți colegi de la poliță? Nu, ferească-mă bunul Dumnezeu, s-a dus ăla cu
motoreta lui direct pe munte, direct. Zice, de unde sora de acolo? De... Nu l-a mai interesat direct. Au cu ce să se ducă băieții. Nu duc lipsa de personal. Regler ăla e mașină. Da. N-am văzut vă 4-5 de ăștia mai făcuți cu ceva în mână, zic, nu, Doamne, iartă-mă. Da, Se ia un Dar nu prea la... Să face cu Montana. Stai că colegul nu știu unde a plecat. Bună ziua, vă putem așa cu ceva? O internare dacă se poate. Mă, stai să vă pun de colegul. Colegul, dar ăsta de la Teșca pe unde-i? Mă, înțeles. Hai că-ți pregătesc eu actele. Hai de la Teșca că-ți pregătesc eu actele. Ia, că vă face colegul oficial. Hai că vă fac eu fișă. Da, cu abuletele și fac eu internare. Da, dăm și mie buletinul tău dacă te rog frumos. Colegii m-au anunțat. Salut. Ora treabă. Salut. Salut. Vezi că... Uitați aici. Păi că îi dăm buletinul. Nu, geam, par, eu în 29 de ani. Vei avea acolo un pic, dar stai un pic să dau și ți-ai buletinul înapoi și să fac pe aia tante Florica de tine. Ok. Poftim. Te rog frumos să-mi desfărte ea. Da. Colegă, dar cum facem acum? Da, aici nu trebuie să se abii dimineața. Contează să fim ca toți, știi? Da, păi noi trebuie să fim mai bine decât... Eu nu stau acum aici deocamdată. Dacă în caz că mai acolo iară să fie nemâneală, poate, dar nu cred. Urmă, nu mai avem voie să ne mai... numai pe ambulanța să stăm. Ce ți-a zis doamna de mai sus? Bă, o mică amendă. Nu ține atâta trebuie să, ok? Da, cred că o să fie și reduce pe mai acolo. Neața, Șerban, e neața. Poftim, îi zicea? Zic acum să nu mai fie lipsă de personal cum era înainte. Păi nu. Stai să se tărească colegii să vină pe tură, să vezi ce o să fie pe aici. Noi o să avem atâția pacienți de acum. Bă, dar tot ca tot, dar fii atent, eu nu am întâlnit de când ești pe server. Am mers la Jaf acolo. Luase un apel pe ce s-a zis că e cod 6. Și am luat ambulanța, adică smordul, m-am dus frumos, era un apel pus lângă Eclipse. Am trecut mine de la Japon acolo. Era un băiat de la cu poveste de la mecanici de acolo, Sons of Human. N-am înțeles, nu știu ceva să scrie acolo pe la oameni. Am văzut mai multe de la pe ciclete. Și era cu un GTR roz, ieșit prin parbriz, s-a la vicul și a dat, păi, s-a, deci când a spus, doamne, a sărit din parbriz, s-a dus, s-a făcut, s-a izbit într-un perete. Am crezut că am ochii scoși în orbita. Nu știu, n-am mai putut să-mi dați mesajul. Nu știu, dar vezi că s-a întâmplat, adică ieri pe autostradă m-am dus și l-am văzut pe cineva pe marginea... A, nu, am venit din Sandy, mă, că era... am avut un apel acolo penitenciar, știi? Vin două tiruri galbene. La fiecare câte două, un milion, cam așa au prețul, știi? Treci unul cu un autobuz, făcea dânsul autobuzul pe acolo, pe autostradă, poate imediat ajunge aici. La, în spate, la ei. Băi, nu crezi că să bagă unul din tir direct în ala cu autobuzul, unii nu s-o prește să ne întrebe ce să fac, ce se întâmplă, ci cum, măi, s-o tot dus. Da, deci, ne simțim mare, adică, nici nu știu, normal am înțeles, ok. Tir ca tir, prețul destul de mare, dar nu știu dacă caroseria aia ține așa de mult. Ai învățat tot conturile, bă, pe jumătate. Deci... Mai așa și bombare terbeste. Da. L-am claxonat pe ăla, zic, băi, poprește dracu, mă, că ai făcut accident cu pe ăla, ești nemân. Mă claxonează înapoi să duc. Și era să facă pit stop. La ambulanță. Ce faci,
mă puteam ruga pentru chestia aia, dar s-a băgat în fața mea și eu pus frână, știi? Eu, na, îți dai seama că nu aveam nici girofarele pornite, mă duceam cu 150 la oră, zic, bă, le-am pornit repede, îți dai seama, și mai acolo l-am luat pe băiatul ăla, zic, hai, nu mă pic. Păi, cineva de mai sus l-a avut grijă de el, dacă mă înțelegi. Păi, da, l-a luat. Era seara, înainte să ies din tură. Nu, punem pe doilea monitor și nu le-am învățat în clasă. Ne înveți random. Medic de la Licot? Da, înțeles. A fost frumos, ne-am coordonat bine. Am dat rău, am făcut rotundă, am plecat de la MEC, am făcut baricadă pe strada 3. Unde, la Jav sau? Am înțeles. Am făcut bagen acolo, de ne-am oprit în preclădirea B și... Am luat și am avansat frumos. Ieri, se pare că doar unul și-a dat după. Iar nu mi-a plăcut că s-a zis cale liberă pe dispecerat și când am ajuns acolo să le acordăm primul ajutor la oamenii răniți, a început să treacă după noi. Nu mi-a plăcut chestia aia. Adică de ce spui că e cale liberă când tu... Știi? Da, mai nu știu, mă, de-ai văzut acolo, am așteptat să ne strângem toți, am așteptat să zic că e zona liberă, dar prost am fost când a reușit să iau colusianul ăla, să măcar buletină. Nu știu, era și lângă noi după ce am ajuns acolo. Ăla care a văzut de cale liberă? Nu, pe ăla care s-a dus de zice că e Dicot. Am înțeles, nu știu, frate. Aaa, pe ăla, da, știu. Ăla i s-a dus bilea de check-a, medic de la... Băi, nu mai știu. Gândește-te că pe GPS-ul de la ambulanță, dacă mă înțelegi, nu i-a apărut asta, știi că fiecare ambulanță are câte ceva pe el, ca să ne putem recunoaște. No, la el nu a avut nicio treabă. Și l-a dezactivat oare, l-a scos din priză sau ce-a făcut? Gen, aia a făcut în prima greșeală, a doua că s-a dus ca... Nu știu, zici că era... Nu știu, să joacă fiul meu ceva, cum ar fi CSGO, știi? Și mai dat de ceva. Nu știu, din câte am înțeles cineva care așa se pronunță RUSH B. Gen, cam ăla au făcut-o, știi? RUSH B, direct. Noroi, Florine. Vrea să mai prindem puțin ambulanțele. L-au plecat. L-au niște arbori pe noi. Câte e o carabină? Mi se rupe. Că oricum și el a luat și mai mulți a luat, adică stai calm. Da, păi n-ai treaba. Nu, vrăduțule, lasă-mă, că servere de 5 mai există, până la urmă. Iar, chiar mi-aș căuta un pic cu urmă. Hai, pe mor, zi mă, Florine, de ce? Colegul, mă duc și eu până la altul. Bună ziua, mă auziți? Mă auziți? Pasă 15-10-78 la 10-20, am nevoie de descarcerare, un suburd. Un suburd, dacă se poate. Mă auziți? Da, vă auzim. Cum sunteți? Am chemat acum un suburd. Gen, descarcerare. Te-ai făcut căcat cu metri. Rupe ușa, nu, da, hai că poți să o rupi. Hai că... am înțeles. Ce zice unul? Ați zis că acum o să vină colegii de la Smurt, așteptați puțin, arestați. Ore, bine, boro, bine, hai că v-ați uitat și voi, unul vomită, ies pomele pe gură, mișta, înțeles. Salut, da, chestia cu salutul trebuie să mai fie, o să mai fie modificat acolo, o să vă scrie semnul exclamării hi sau hello, gen, hello, Smurdu?
Aștept și o smurdu. Colegul. Ce s-a făcut aici? S-au răsturnat cu colegi, nu știu ce s-a întâmplat. Am lăsat rus aici și... Cercăm să-i punem pe picioare sau... Hai să scoatem prima ta. Stai puțin așa. Ușa... Îi scoatem pe fiecare sau cum îi scoatem? Da. Ai fost la fața locului și s-a plăsat cu tine? Nu. Nu mai am văzut răsturnați. Dă-ți și mie un... ceva acolo să tau. M-auzi, colegul? Ia vezi, sunt scurgeri de motorină, ceva pe aici. Nu sunt, m-am uitat. Doamne, iartă. Ajutați-mă, domn medic. Îmi văd toată aici, mă doare. Aaaa! Ajutați-mă, vă rog. Acum vă ajut să așteptați puțin, așteptați. Încerc să dau peste încă împăț, imediat. Stați că acum vine... Am scos strusa picioară. Am ceva picioară, ajutați. Dă-mi și mie să... Bă, cum să zice mă ăla de la... Mamă, când spui centura. Cearcă să... Haide, domnule, să mai tot aici. Mitos. Ajută. Haide să-l ajută. Haide, colegul, că încerc eu să deschid. Centura. Cu gheara, mecanicul meu că e blocat aici. Colegul ne tot. Auci. Hai grijă tu. Doamne, iartă, mă. Mie să plâng aici. Aoleu. Colegul, doar două victime. Haide, colegul, haide. Sparte geamul. La tine e ușa, la mine nu mai e. Da, probe reflexul. Da, nu știu, am acum nu adus aminte. Face spumă. Mă. Frate, te-am scos. Haideți, domnul Cet, haideți. Mm. 520, 1041. Bă, frate, s-o rolesc pe sălești mică, te scot, ieși! E așa de greu? Pune-te în spate! Colegul, trebuie să-l mău pe ăsta în spate, cumva. Nu
Deci doar trebuie să depărtăm unul așa, imediat vedem. Domn polițist, ne auziți? Vă auzim, da? Colegul l-am scos, mă ocupă de ziul de celălalt. De celălalt l-am pus în spate, încet. Mamă, mamă. Stați puțin că vă pregătesc targa. Stați puțin să mă... Colegul, l-am pe unul deja pe targă. Mă duc cu el în cel spital. Rezistați, rezistați. Colegă, mă duc cu celul, cu ăsta. Da, colegă, zi. N-am tard de la smurg, mai dăm mai una în baș? Da, mai cheam încă unul. Du-te-n pula mea cu audul tău. Dai că audul dacă e. Păi și dracu' să nu-i că mă fută la cam, n-am ce să fac, frate. Pasta 15, 10.95 inconștient, 10.76 pillbox. Unde ce are cu domnul ăsta? 418 un coleg disponibil la apel. Colegii, pregătiți-vă. Ce poate domnul? In... 411, 411. Da, colegă, da. Stai că am scos targa. Hai, colegă, ajută-mă să-l pun pe targă. Hai să-l ajutăm, hai să-l ajutăm. Prostii, 6-10-1. Stai, da, așa. Hai, colegă, am plecat, am fugit cu el. Ce am zblocat roțile? Tem. Asta 15 95 coșen 10 76 pillbox.
să dați un cu ambulanța. Spune. Aveți să vă încarci ceva? Aveți... Bă, nu știu, așteptați puțin. Puneți 20 mii de euro frumos până la un garaj? Aveți poate? Domnul, da? Aveți pentru asta aveți un taxi. Colegul inconștient, ca și colegul, ca și pacientul celălalt, accident rutier. Culorul cervical îl are. Mult succes. Ne-am mâncat medical, ne-am luxat glezna. Să vă 5 minute aproape mare. Pasta 15-10-1. Ai apăsat pe găști, ai pus pe lângă targă. Știu, frate, știu, asta e.